Cuvine este cu adevărat să te fericim pe tine. Amin. Binecuvintează pentru cei care bormașinează, pentru cei care deranjează, pe cei care podcastează. Amin. Domnului să ne rugăm. Doamne, slavă ție. Și acum să ridicăm mâinile și să ne rugăm. Doamne, Dumnezeule, Doamne, cel al lui Moise, al lui Adam, al lui Avram și al lui Iacob, Doamne, Doamne, oprește momentul ăsta bormașina! Să și opriți! În această seară, în minunatul nostru podcast filmat într-un studio, mega studio, aici în Cluj-Napoca, nu Vlad? Aș putea să-i spun chiar Clujud, dacă nu-i copiată, știm noi de la cine. Are. Deși el tot vrea să meargă, acum nu luăm din spațiu invitatului, dar zicem treaba asta, el tot vrea să meargă la București. Vlad, de ce vrei să mergi la București? De ce nu? Are și accent, are... el e din Feiurd. Eu știu de ce vrea să meargă. Dar tu nu vorbi, că nu te-am prezentat. Da, eu știu de ce vrea să meargă la București. De ce vrea să meargă are la București? Are un prieten al lui cea mai bună e acolo, Mihai Hânda. Mihai Hânda. Pentru stimații noștri privitori, ascultători și critici, că putem să le zicem și așa de pe YouTube, Mihai Hânda este o voce nouă a radioului. Cam de 4 ani, nu așa de 9, dar... Bine, dar el a început la 9 ani, deci... Lasă ce s-a născut! Conversație! Nu, da. Au zis că nu mai râde. Da. Zis, da. În acest episod o să încerc să nu mai râd, sau cel puțin să nu mai râd. Mulțumim pe criticilor. Puneți-le acolo la loc toate patru, pe toate cele patru și fă, te rog, prezentarea. În această minunată seară, așa am început seara, și eu. Avem un invitat de marcă, am putea spune. Da, pe el o prind și vremea în care mergeau mărcile. Da. Chiar ai cumpărat ceva? Pe mărci, bine, domnule Arpitărăc. Bine, bună seara, bine v-am găsit. Mulțumesc pentru invitație. Da, așa e frumos. Mă așteptam să mă chemați mai repede, dar n-a reușit. Știi cum e în Ardeal? Încet, cu treabă, cu treabă bună. Nu trebuia să o băgăm pe aia, bucură-te că te-am... Că te-am chemat. Da, știi bancul ăla, zice una. Îi zice soțul la soție, zice, după 20 de ani de când zice, simt că nu mai sunt vioara întâi, la care ea zice, bucură-te că ești în orchestră. Deci în orchestra stelelor pe care le-am invitat aici, strălucește azi. Tu mai ai alt prenume sau numai Arpad? Așa ești în buletin. Atât, Arpad. Atât. Nu ești Arpad... Dealul Juju. Dealul Juju. Atât. Îl salutăm pe Hai Juju. Hai să lăsăm invitatul să se prezinte. Cine este Arpi Törek? În primul rând să-mi spună numele corect. Un purcel. Tot timpul zice Törek. Törek. Cum se traduce? Turcu. Turcu, da. Dar este... De-aia mă înțeleg așa prost cu el. Diferența e că în buletinul meu este O cu două accente și de fapt numele meu este cu două puncte. Diferența între accent și punct... Nu. Diferența între punct și accent cu punct Törek înseamnă turcu și cu accent Törek înseamnă sparg. Sparg turcu. Da, deci tot aia e. Oricum tu ești cunoscut în ultimul timp publicului larg sau în gust, depinde. Ca Arpi. Arpi. Cu Y. Arpi. Cu Y. Cu Y. Verify pe Facebook. Verify, cum, da. Dumnezeu, cum ți-ai obținut bifa, mă? Tu câți urmăritori ai și ai bifă? 16.000, dar nu contează. Dar ce contează? Contează să fii... Victor Orban s-a dat-o. Să fii turc. Să fii turc. Nu, mai de mult se dădeau bifele mult mai ușor. Acum, cu buletinul, nu? Cu buletinul, da. Cu buletinul și m-a ajutat Raul. Raul Bordea. Raul Bordea, Rareșul. Da. Te-ai îmbrățișat cu el și mult. Te-a lăsat să ți-a dat bifa lui. Da. Păi o prezentare, da. Domnului Arpi, pentru publicul larg. Să spună el de când mă cunoște. Dacă... Da. Deci, da, stai un pic, acum exact nu am așa ținere de minte cum ai tu, Nicu. Nu, Nicu are o ținere de minte ieșită din comun, într-adevăr. De nu știu, de la matematică ți se trage sau... Nu, de la scleroză. Bine. Deci...
Eu voiam să te cunosc acum vreo 7 ani, dacă bine ții minte. Da, 2014. Da. Totuși suntem în 2021. Da. Dăm podcastul anul ăsta, da, domnul Vlad? Da, da. Deci voiam să-l cunosc. Să mă atingi. Să-l ating, să-l îmbrățișez, să-l pipăi. Să urluieste. Exact. Și atunci, actuala mea nevastă, Ghiță, împreună cu domnul Ionuț Rusu. Fostul prieten. Fostul prieten. Prietenul nostru etern. Da. Îl pupăm. Îl țucăm, da. Au complotat cumva să mă ducă, să mă trimită la institutul, nu știu ce institut. În clădirea aceea. Suntem într-un studio extraordinar. Se mai aude din când în când și câte un zgomot. Pentru cei care ascultă acest podcast numai în căști, sus cântă Vama. Vama care tocmai dă un cui. Ți-am zis înainte de podcast, aia nu, dar acum să-l iertăm pe Vlad, face un tratament pentru tiroidă. I-am scris vecinului de sus dacă la el îi bor mașina și ce ne scrie? Nu s-a acasă. Deci atunci să mergem la vecinul de dedesubt. Eu zic că e dedesubt. Așa am simțit în OO. Tot timpul auzi dedesubt ce se întâmplă. Zguduitura dedesubt o auzi. Dedesubt. Dar vedeți, este o chestie interminabilă. Și atunci cei doi au complotat și am ajuns să ne cunoaștem. Eu cu băta mea, pentru că atunci erau la modă selfie-sticurile, care au fost interzise după aia pe la turnul Eiffel. Săracă, am fost o prietenă de-a noastră. Ai venit cu băta de selfie-stick să mă pozez. Nu să te bat, să te pozez. Să ne pozăm. Și de atunci cred că am creat așa o prietenie, nu? Ne-am împrietenit. Ne-am mers la evenimentele importante din viața fiecăruia. Îl așteptăm și pe Vlad acum. Poate la botez. El cu nunta nu se grăbește, Eu cu Vlad nu știu dacă el poate să facă aici nuntă. Încă nu se lasă, doar aici în Olanda. Aici în studio. În Olanda, dacă. A zis că el nu vrea să investească mult în aperitive și în astea, direct ne bagă pe ciuperci. Nu, dar și din cauza sexului, că nu știu Ana Maria cât o să-l mai suporte. Da, și atunci dacă o să vrea un bărbat. Dai și de aici. Lasă, Vlad. Dacă o să vrea un bărbat în Amsterdam, în Olanda. În Olanda. Eu îți vin naș. Da. Și cu Nicu. Dar voi nu prea aveți bani, de ce să vă iau în naș? Nu te-am luat. Nu l-am luat deja. Ce știe el ce întorc eu în pod, mă? În podcast. În podcast. Nu, el vrea, râde acum că noi podcastul ăsta îl difuzăm pe 26, tradițional, mai, în ziua de miercuri. Și pe 28 noi avem spectacol de stand-up comedy. Amândoi? Amândouă, da. El și cu umbra lui și aici încearcă să fie și în public, el e bipolar. Încearcă să fie și în public, să și râde, încearcă să dea și panta, nu. Vorba o să fie greu, o să fie greu. Știi cum e, te pui pe lângă cei mai buni să înveți ceva. Da, de-aia Robi la sunet astăzi. Robi, cum s-au de sunetul? De-aia trebuie să zicem că avem un prieten, mă rog, nu-i chiar prieten. Noi nici angajat, că nu-i dăm nici bani. De asta zic că multe din cuvintele de depreciere pe care le primim din cauza sunetului, pe lângă că eu mă mișc, pe lângă că voi invitați, bateți în masă și nu-i corect. Și Vlad râde. Și Vlad râde ca un squirrel sau ca o squirrel. Așa îmi place să vorbesc în engleză. Eu nu am nicio pronunție în engleză. Numai mai văd. Când am dus-o pe socră mea să am dus-o, mă... Da. O să cine se... e arbic? O să... Lasă. Asta e misterul. Am dus-o pe soacră mea să citească o dată afișul de la Electric Castle. Știi? Și nu știu de ce bătrânii din viața noastră, orice citesc în engleză, au o pronunție franceză, știi? Și scrie acolo Bonobo era. Și soacră mea a citit Bombo. Grammatic sau ce era. Și a scris Grammatic. Grammatic? Bine că nu au citit în rusă. În rusă. Păi de acum trebuie să învățăm, că ori în rusă, ori în chineză. Doamne, fie.
Deci mai cunoscut, ți-am plăcut. Da, te-am cunoscut și mai plăcut și ce rămâne de... De rămâne să-i dea rămâne... un tricou. Da, mă, exact, mă, am auzit. Cum ce, mă? E la bun. E la bun, Scalver și-a schimbat Scalver. Până și logo-ul. Da, mă, craniu mulțumesc. A rămas, atât a mai rămas din mulțumesc Scalver. Mulțumesc mult. Te rog să-l desfaci, să nu crezi că... Tu deci zici nu, că nu e o perdea de... E un tricou și pe când ajungi acasă e macrameu. Nu, nu. E chiar un tricou, dacă nu mă înșală memoria, mărimea M, sau care e mărimea S. ta? E, nu, S. S de la suplu. Aia, rezolvați voi în Amsterdam cu S-ul. Gigi. A, putem nu, să-l arătăm și la... Nu-l arătăm? Nu-l arătăm pentru că o să-mi... Vrei să-l iei pe propriul corpuț? Pe mine, să simt pielea pe el. Pe această cale rugăm pe domnul cu bormașina să o dea mai tare în pula mea până se schimbă arpi. A, ai revenit și eu am soacră... Mulțumesc pentru cadou. Deci, care este da, super eu chiar puterea am ta. Super. O, și una să-ți rămână. Exact. Deci chiar n-am ce să comentez. Ce dacă bine. Și voi doriți tricouri cu... super puteri și cu soacre, intrați pe linkul din descriere. Să mărești? Ca la teleshopping. Ca la teleshopping, scalware.ro produs Nicu da? Bendea. Când iese Nicu la produs, un tricou la voi v-a adus. Iată un tricou. Linia mea. Dar să știi că se simte bine pe piele. Așa e. Este dintr-un material care îți face pielea să vibreze, porii să ți se deschidă. Pentru soacră. Da. Ajuns să-ți iubești mai mult soacra decât tricoul. Fică sa. Decât tricoul. De tricou. Oricum un tricou la timpul ei face cât 10 femei. Iertați exact. Dezacordul, dar suntem cu teoric la masă. No, ai revenit. Bun, deci sponsorii noștri Scalware, atelierul de pizza și domeniile Ciumbrut. La vin. Pentru vinuri. A fost momentul publicitar. Domnule Arpa Tărăc, da. Te-am invitat aici în calitate de artist și de conștiință a scenei lirice românești. Vai, dar mulțumesc încă o dată și aștept cât de repede să se deschidă această scenă lirică și aceste scene. Aștept spectacolele. Vai. Deci, nu numai eu, colegele, chiar și băieții care ne ajută tehnicul, cu sculele, tehnicul, toată lumea. Îmi scriu mirii. În două zile am avut mai multe telefoane primite decât în toată pandemia, ca să-mi confirme după relaxarea asta. Da. Relaxare, revenire la normal sau la ce era înainte, încercare de revenire. Da. În fine, 14 luni a fost. Da, una și două luni. Ui ceva, fără distracție. Dar văd că acum tot așa e. Nu prea lasă. Dar o să ne lase, că nu prea ai de ales. Adică totuși în firea noastră și în fibra noastră genetică e și muzica, pe care cu onoare o reprezinți. De unde ai început tu cu muzica? Păi în clasa a doua am început. Ți-am zis? Părinții mei... Acum la 20 ceva. Părinții mei m-au dus la ore particulare de pian. Dar au simțit că... Păi taică-meu, l-am moștenit pe taică-meu. Taică-tău fiind celebru... Juju. Care a cântat... Basist, solist, o cântat și în Germania, o cântat cu mai mulți artiști de aici, din Cluj. Și l-am moștenit și a insistat și el să continui, partea să preiau muzicală. Ștafeta. Uh-huh. Și încet, în clasa 6-a, m-am mutat la liceu de muzică de aici, din Cluj. Și am continuat, am terminat clasa 12-a. În câți ani? Tot în 7. Și am intrat la conservator, la Academia de Muzică. Și după două luni... Secția piană? Secția maghiară. Pian, secția maghiară. Nu. Are mai puține clape? Da. Fără alea negre. Da, au fost primele clape. La da, e clar. Oricum, am fost primii. Și la clape. Și la, la tras clape. Și am plecat după două luni în Spania. Nu la căpșuni, dar am plecat. A produs? Da. Deci ai, în loc să produci muzică la conservator... Am produs pentru alții. Asta a fost prima ruptură. De mama și de tata. Și de scenă. Și de Spania n-ai... Ba, am cântat pentru... Sau te-ai cântat la început? M-am cântat mult. Dar măcar n-am făcut atâta pipi. Dacă plângi mult, nu faci pipi. Aia e, că e circuitul. Circuitul ăsta. Și pentru a-mi primi
actele, să fiu legal, să nu fiu un emigrant ilegal. Am avut 3 concerte de pian într-o biserică, într-un conac și nu mai țin minte unde. Mi-au plătit și am putut plăti avocatul ca să-mi facă actele. Deci tu ești și cetățean. Spune. Nu, pentru că sunt român în primul și în primul rând. Se vede în tine că este român la mine, foarte, român. Foarte, foarte, foarte român la el este. Dar trebuia să las cetățenia română. Nu puteam avea dublă cetățenie. Și atunci am triplă. Zis... Nu, dublă. Încă aia maghiară o primesc doar săptămâna viitoare. Mulțumesc. Mă rog, e primită deja când se postează. Păi, da, o să mă duc la jurământe. Băuturile le dai după, dar oricum sănătate multă. Doamne, și ajută. Bine ai venit. Voi sunteți cu mașinile, cu alte probleme de rezolvat după podcast. Și este 9 dimineața, e prea târziu pentru bere, așa că bem o la mulți ani. Țuică, Doamne ajută-vă. Noi putem povesti, să nu râzi mult. Încerc să nu mă bag în discuții ca să nu râd. Că sunt, am un râs colorat. Deci, vreau să cântăm, dar nu aici, pe scenă. Pe scenă. Vreau la ișceare. Aici e, cum să zic? Vecinul cu bormașina, ai bormașina... Când e bormașina, te rugăm să cânti. Simți concurent. Dacă e bormașina, te bași peste el. Te rog, în terță. Știi ce e aia terță? Nu. Dar Vlad o să ne spună, exact. Vlad o să caute pe... Eu cred că e de la Remi, că o să ai terță și suită ca să poți coboră. Trebuie să ai și terță și suită. Depinde unde vrei să sui. Da. Sus, la munte, sus. În munte. La munte. Acolo ar fi... Chiar, ai un băiețel de un an și două luni să trăiască. Știu că e mai mic un an decât ăla mic al meu. Și trebuia să fie un pic și mai mare. Trebuia să fie amândoi un pic mai mari, cam cu două luni, dar lasă că... Bine că suntem sănătoși și sănătoși. Lui în ce limbă îi cânti? Nu-i cânt. În limba tatălui. În limba tatălui, dar nu-i cânt încă, doar la pian. La pian. Și acolo ce cântă? Mica serenadă, orice îmi vine inspirație așa, mica serenadă. Dar vorbim... Românește, maică-sa îngurește eu. Deci cred că are copilul o harababură în cap de Doamne. Ar fi culmea să fie invers. Ar fi ceva. Aia numai la nervi. Da. Când e pala mare. Ștănoliume. Știi când e? Mai au pe stradă, zice, domnul Benia, zice, știți maghiară? Nu, dragă, vorbesc japoneză. Tu n-ai comandat sushi niciodată? Cum e în pandemie, maestre? Cum a fost, acum hai fost, să vorbim un pic la trecut. Mai a fost nevoie și de o reprofilare. Ca noi toți. Tonți. Ca noi tonți. Noi restul, suntem tonți, clar. Noi suntem tonți, restul nu restul... ne punem cu ei. Na, și am avut o încercare din noiembrie să fac o firmă de curățenie. Curățenie în viața ta? Da. Și în scările de blog. Și în scările de blog. De unde se poate. Unde e piscoșag? Exact. Unde aruncă poate? Romanurile. Românurile. Ungurele iubește la românurile. Ăsta e adevărul. Dar precum am spus și o repet, eu am vrut nevastă româncă. Pentru că nu vreau să fac prostii cu neamul meu. Numai în Amsterdam. Cu Vlad. Da, pe neamul, să trăiască neamul nostru, cum era vorba, bețiv, curvar și puturos, ceea ce vă dorim și da. Da, dar el tot așa a făcut. Da. Nu neamul lui, neamul meu. Invers. Exact. Trebuie să existe un echilibru. Fiecare și-a băgat în neamul celui. Exact. Și important, el de două ori. Important e că încă nu ne-am întâlnit pe trase. Nu ne-am intersectat. Nu ne-am intersectat. Dar viața... Nu se știe. Și te văd eu că și tu ești cu o albaneză. Lasă. Nu e albaneză. Nu-i din Aiud. Da-i fain, și? Îi duci chiftele? Adică de la Gherla sau de la... Pe... Mai bine, Aiud. E bun. Aiudă mereu? Încerc. Nu, să tai, bine. Trebuie să-l mai învățăm. Nu, dar încet... Câți ani crezi că are Vlad? 23. 23 are Robi de la Sunet, ne auzi? Nici măcar. 22? 26. Bă, ce bătrân ești deja, mă, pe da fac ceva.
Făcea, de exemplu... Bă, deci am făcut podcast, cred că să-mi bată pula de mine oamenii. Și o să vezi și în comenturi, nu numai noi. Deci, te-ai pomenit în pandemia asta cântând, ai celebră fraza asta, cântând la duș sau nu știu, cântând la volan, cântând la finanțe, că nu, tu deci ești... am, acum, dacă tot trebuie să fim serioși... Da. Serioși. Pandemia mi-a adus mai multe probleme decât am... I'm still standing! Yeah! I'm still standing. Yeah, yeah. Puteți să-i bormă așa. I'm still standing. Deci Azi o sip Ochinec o să mă chec ta de bormă așa. Deci s-a născut copilul prematur. O trebuie să... No, o trebuie să stea, Ghiță, o trebuie să stea în spital 3 săptămâni, tip în care nu și-a văzut copilul. Nu tu acces la copil, da? No, în total 6 săptămâni fără ai să vedea. Ai vino iar în gara noastră, mică. O dedicație pentru Vlad. Da, mică gara. Mică, frică mică mor ca mâine. Tra-i-ta-la-la-la. I-aduceai și pianul, atunci acoperea în bormașină. Deci, dragi da, acolo, cetățeni, are este, dar n-are baterii. Dar nu, că se bagă în priză. Mă, n-are ce să faci. Se bagă în priză la noi, așa. Vezi că eu fur curent la greu. Cuvine se cu adevărat să te fericim pe tine. Amin. Binecuvintează pentru cei care bormașinează, pentru cei care deranjează, pe cei care podcastează. Amin. Domnului să ne rugăm. Doamne, slavă ție. Și acum să ridicăm mâinile și să ne rugăm. Doamne, Dumnezeule, Doamne, cel al lui Moise, al lui Adam, al lui Avram și al lui Iacob, Doamne, Doamne, oprește momentul ăsta bormașina! S-o-și și opriți! Prost! No, deci a fost mai greu. În sfârșit, la vârsta de 42 de ani am făcut tensiune și trebuie să iau pastiluța de dimineață. Din cauza un pic de stres, da. De stres. A venit tot. Din 15 martie anul trecut a început să sune telefonul. 15 martie fiind cel mai frumos zi. Da, cel mai frumos zi. Cel mai frumos zi pentru ei. Un fel de 23 august. Sau un fel de 1 decembrie. Un fel de... Și... Și da. Acum ești sub tratament, cum da, ar veni, da. Că de regim nici poveste. Regim, cum să zic, mie îmi place să mânc mai mult decât să fac sex. Dar de mânca mânci tot cu Ghiță. Și cu ea. Și cu Ghiță. Și cu el. Nu, deci tratamentul. Și n-am fumat nimic. Poate tu. Da, v-ați vaccinat? Da. No, super. Amândoi. Cu o seringă. Wow. Da, și da. Cu drapel, cu tot. Deci, Robert? Ai ridicat drapelul în belul. No, deci eu am spus la doamna doctor, când la Florești a trebuit să mergem, că acolo ne-au programat. Și m-am dus la doamna doctor, foarte serios, și am zis, doamna doctor, la prima doză am avut o problemă. Nu mai am puță. Și dacă nu mai știu ce se scrie. Ai întrerupt-o din scris. Nici nu știu că chiar e stare și-a făcut asta. Da, deci vorbesc foarte serios, așa am făcut. În Florești. Poate să-mi spună. În Florești îți permiți. Poate să spună. Îți permiți. La Florești e altceva, știi, acolo e... Cum e lăsat. Dormitorul Clujului. El fiind din Gileu. Dacă ar fi să scrie o carte de amintiri cu titlul Din Gileu până la Vocea României, cum ai ilustra acest capitol aparte din viața ta, lirico-coveruri? Sumbră. Sumbră. Bun, ai revenit din Spania. În Spania ce făceai? De toate. Deci în afară de prostituție, vândut droguri. Prostituție pe bani. Pe bani. Așa. Am făcut tot. Orice. Adică ce. Dar cu mașinile? Cu mașinile am lucrat ultimii 7 ani. Deci am lucrat, pot să spun marca? Da. Dacă e Seat, nu. Nu.
Nu, atunci? Volkswagen Audi. Așa. Deci tot din grupul Volkswagen. No, bine, am căzut. Da, și aia a fost în ultimii 7 ani. Am venit acasă, am încercat să fac... Soprise, așa? Soprise. E ok, ok. Așa? Nu soprise, nu soprise, așa. Am încercat să fac bani mai mulți, ca tot românul. Și domnul Tăricianu. Cătălin, Călin, fire Călin, de poveste, da, așa? Da, ce sufletul. Ne-a triplat taxele de prima matriculare. Și atunci în 15 decembrie 2000... Datea de 15. 15 decembrie 2012. 11. Nu, greșesc. 2008. 2008, 15 decembrie. Cât de secole a trăit omul ăsta. Vai, sunt aproape ca și Nicu de bătrân. Nu, da, tot bine. De obicei, el are glume de astea, de cetieraj, de artiști, de... Dar asta mi-a plăcut. Dar trebuie să vă povestesc o chestie. Bine. O emisiune a parantezelor. V-am zis? V-am zis. Apropo, de ce nu ați spus v-am zis? V-am zis. Nu, îi v-am zis. De ce? Unde? De unde scrie că trebuie? Pentru că noi nu... să încurcăm lumea cu diacritice. V-am zis, v-am zis, v-am zis. Era și greu să punem de fiecare dată în titlu, să dau tastatura în română. Iar de nenește, să scrie v-am zis, dar să pronunță v-am zis. Ah, okay, no, că nu știa la el. Băi, ți-am zis? Nu știa. Aici, no, da, trebuie să zic. Bagă. Acum, de vreo 3 săptămâni, 4, a trebuit să torn beton la noi acasă. Și ți-a ajutat Anton? Nu. Marco? A venit un domn cu pompa. Că a venit cifa și a trebuit să aducă o pompă. Eu așa ceva n-am mai lucrat. E grea. Pompa. Adică nu pompa, furtunul e greu de ținut, că sunt mai multe. Furtunul e grea, da. Furtunul e grea, dar e groasă. Și are groasă, debit. Și debit face așa. Dar e tare. Și evident eram 3 persoane și meșterul, care... făcea acolo cu lopata, cu tot felul nivela. Da, așa. Și la un moment dat era foarte greu furtunul și l-am scăpat toți. Și au intrat în beton. No, furtun cu beton, oricum era cu betonul. Și vine domnul cu al cui era furtunul, că ce faceți, mă? Că cum vă permiteți să murdăriți furtunul? Zic, domnule, du-te, bateți coasa. Zic, lasă-mă cu figurile astea, că de-abia putem să-l ținem, că nu, erau nu știu câte furtunuri îmbinate, zic, da, lăsați-mă. Și ce mi-a zis? Dar ce? Eu, dacă mă duc la un ospăț, vin și îți iau cetera și ți-o murdăresc cu mâncare sau ți-o împrăștiu cu ceva? Ce crezi că tu ești? Da. Da, bine. Da, talent, da? Exact. Da, o comparație... foarte frumoasă paralelă. Inegală, dar paralelă. Beton. 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 No. Deci... și ai te-ai întors din Spania. Să mai închidem niște paranteze, că la Colada nu cred că ajungem. Unde? Da. Așa. Iese câteodată animalul matematic din mine. Păi paranteză rotundă, paranteză pătrată și acolada. Acolada? Așa se numește. Într-un cuvânt, mă, nu acolada, mă, că nu-i băutură. Nu-i băutură, nu. Pino colada. Pino. Chici pino. Mă, dar nu mai știam cum se numește, că eu am făcut matematică... intensiv, până într-a întâia. Nu, deci până în a 5 am făcut matematică. De acolo încolo, mai puțin, în maghiară. Și din a 9 până în a 12, doamna profesoară mi-a spus, poți să vii la ultima oră să-ți dau un 5? Da. Eu mergeam la biliard. Oră de matematică. Pe an, pe trimestru, pardon, aveam trimestre atunci. Nu era teză. Tu n-ai prins nimic. Pentru că tu ești mucos încă. Și... el încă lucrăm. Păi nu știu ce caut în podcastul ăsta. Ce cauți tu în viața mea? În viața mea. Hai, nu te mai lega de el, că i-ai promis că-i cânți la nuntă, deja ți-o dat avansul, hai, nu fute buha. Ți-o dat omul avansul și acum... Bă, dar tu, serios, tu ce crezi că tu n-ai voie să te nenorocești, numai noi? Nu-s fraier. Nu ești fraier. Las că pui tu botul. Nu, nu-i place. Am observat că subiectul ăsta nu-i place căsătoria și de aia nici nu mai insist. Da, eu aș vrea să insist. Câte perechi de naș punem? 2. Ne-am întors din scurta pauză de bormașină. Săracul vecin. Unde l-ai pus în la orice veci? Facem, da, la orice facem reclamă și la bormașini și la... Aia, iupi, ei! Exact. Se deschide, cum zice Banciu, Hombach și la Cluj. Când?
Nu știu, dar îl întrebăm pe vecinul din Beci, că sigur știe. Este în sac, l-a spus în sac, nu clar. Clujul fiind un oraș de 5 stele, va fi mai mult Bach decât Horn. Ce tu lasă. Bachul nu-ți place, Bach? Ba da, oraș de 5 stele, doar că, na, în orice oraș există și plusuri și, și minusuri. Ca într-o căsnicie. Exact. Numai că la noi se văd mai mult minusurile. Asta e culmea. Vlad știe cu căsnicia. Nu, că nu... Noi săptămâna să nu fie un reportaj la ProTV în care să laude, să fie lăudat municipiul Cluj-Napoca, această metropolă de 5 stele în care toată Europa s-ar muta. Dar unde e pizda mamiei să se mute? Că deja e plin cu viniturile din Alba, Zălau și tătă Moldova. Eu sunt dus cu la Stanca. La Stanca, da. L-a dus Barza. Se vede că nimeni nu-i perfect. Da. Păi nu l-a adus Barza, l-a adus o stâncuță. Deci te-ai întors din Spania și ți s-a trezit instinctul muzical, așa-i? Nu mi s-a culcat. Nu ți s-a... Deci nu mi s-a culcat. Era în erecție mereu. Deci și acolo mi-am făcut studio de home studio. Homaleu studio. Mi-am cumpărat pianul pe care l-am și acum. Și cum l-ai adus din Spania? Cutirul. Cutirul tău? Cutirul și apropo de adus pianul... Cum a fost? Cred că asta a fost o epopee, sau? Nu, era Ghiță singură acasă când a ajuns pianul și a trebuit să sune noaptea la ora 2 vecinii de unde stăteam să ajute să... Dar Ghiță fiind o femeie și o salutăm, o femeie de acțiune, imediat a rezolvat. Una, două a fost pe acțiune, pusă, pe nepusă masă. Bine că din pian nu s-a mai ales nimic. E pianul ăla la care a cântat și Brenciu? Da. E un pian purtat, deci l-ai adus din... L-ai cumpărat? De unde l-ai cumpărat? În Spania. În Spania. L-a adus din... Gibraltar. Nu. Corsica. Nu vreau să mint. Din Taiwan, cred că s-a fabricat pianul. Nu știu exact. Remarcăm faptul că partea maghiară, cum ar zice Gheorghe Funar, partea maghiară nu pronunță V, pronunță U, ca partea mâncăței. Deci, la partea maghiară nu există Taiwan, este Taiwan. Păi Taiwan. E Taiwan. De ce vă uitați la mine? Păi, e ca și la Taekwondo. Numai Taekwondo. Că e muzical. Taiwan. Da. Deci Taiwan, Spania. Spania, lângă Spania. Barcelona. Lângă Barcelona am stat. Parlești barceloneză catalană? Claro că sí. Și spaniolă și... Foarte bună asta. Și spaniolă și catalană. Zine ceva în catalungă. În catalungă. Catalungă. Vai, ce fain. Que vols que digui? Vols că-t parli de la meva vida anterior o vols că-t parli de la meva vida actual? Da, așa este. Yes. Deci, diferă un pic de spaniola. Da, asta, un pic, da. Asta e o spaniolă mai de bască. Nu, basca e foarte, foarte dificilă. Nu are nicio... X cu goicoecea. Da, exact. X ca mendieta. Da, dar nu se... Nu, basca e cea mai grea limbă de acolo. Da, cred. Da. Catalana... De-aia noi ca purta basca. Da. Și Dacia Logan. Deci, Taiwan, piano. Taiwan, Barcelona. Barcelona, Florești. Florești. Grand Hotel Italia, Sala Palatului, Grand Hotel Italia, Corușu. Căsuța ta din Corușu. Da. Și la Sala Palatului l-ai domnul Brenciu. Brenciu. În memoria lui Brenciu. Da, l-am adus de la domnul Brenciu, am învățat să am și eu un prosopel tot timpul. Dar acum folosesc cam prea des și când fac dragoste. Dar de când folosesc acest prosopel, nu mă mai ud la momentele potrivite. Cred că Brenciu a rămas acum singurul cu prosop din showbiz, că săracul Cotabiță nici nu mai cântă, dar nici nu mai transpiră. Exact. Că zicea după accidentul ăla că nu mai transpiră. Dar supraponderal fiind prosopul utilizăm atât pe frunte cât și la... Pe alte locații. Dar tu ai om, de exemplu... Am om care... Ai om care, ca și salat. Așa duce prosoape în fiecare zi, curate, noi, spălate. Prosopar. Da, prosopar. Da, da. Care într-o bună zi va fi și un grupar. Nu, da. Groparul prosopar. Trebuie să scriem la ăștia din Ministerul Muncii, să facă așa o... Da, și cei care au activitatea asta de prosopar, sport de prosop. Prosop, exact. Nu? Depinde și... de culoare, de greutate. Nu de... mai zic că să bagă și doamna Dăncilă în afacere și... Nu, că acum s-o băga la BNR. Ci că e în banca ei acum. Da, în banca ei. Toată da, viața e să spus, Iorico, stai în banca ta. Acum au ajuns. Asta este țara noastră. Țara noastră, dulce pajiște.
Deci am venit acasă din Spania. Dintre străini. Bă, n-a fost rău. Deci am cunoscut oameni foarte faini. Și oamenii de acolo, în primul și în primul rând, nu-s geloși și nu-s invidioși. Acolo îți faci tu treaba, faci ce vrei. Nu-ți are nimeni treaba, cum se zice. Și am și prieteni și acum. Deci am... Păstrez legătura. Da, păstrez legătura. Am venit acasă și am zis că să mă înscriu la un concurs de talente. În 2012 am fost la Fabrica de Staruri, care a fost o colaborare între TVR și Prime TV din Moldova. Coproducție. Coproducție, da. Și ne-au dus din Cluj, ne-au dus până în Chișinău. Cu autobuzul? Da. Autocar, da, microbus. Mașină. Exact. Patru roți. Nu era așa de mare, era numai microbus. Exact. Și ne-au dus, tată, în Chișinău și ne-au închis acolo în 3 camp. Săptămâni. Nu, era un vechi hotel, iar interiorul era un parter refăcut total, pentru că erau nevoie de vreo 47 de camere de luat vederi și peste tot era în spatele pereților. Era de o cameră și a fost un fel de la megastar mireasă, cu... La mireasă pentru fiul meu ai fost, nu? Vezi că tot la asta se gândește. Deci tu zici că... Tu, poate tu. Poate tu. Deci, tot la asta este capul. Deci a fost trei luni. De fapt el se visează că merge la burlacul, dar nu nimerește. Da, tot aia e pentru el. Mergi la bulan. Ai bulan. Ungure. Ungure. Da, și am stat. S-a plăcut podcastul cu ungurul bulan. Ce da. Părere. Da. Toate au fost, adică le-am urmărit pe toate. Toate două, da. Toate doi. Aproape trei. Doi, aproape trei. A fost Mircea Camelia și Camelia cu... și cu Bulan. Dar stai că nu l-ai văzut pe lui Costel, că filmăm da. Etichete Haron, Chile Soparo. Bun, și ai ajuns și acolo, la acest concurs? Am ajuns la acest concurs. Acolo am cunoscut-o pe binecunoscută artistă a țării, Irina Râmeș. Sau Rimes. În cum ești tutoră, oarecum e să... Ea e cu I din I și cu Ș. Râmeș. Da, așa o cheamă. Râmeș. Da. Și nume de scenă, Rhymes. Rhymes. Rimes. Nu, că nu, e Rimes. E Rimes. Irina și Rimes. Și legătura acum? Nu prea. Ar vrea ea. Nu a fost conjunctura. Când a fost la Florești, ne-am întâlnit. Am mâncat o pizza într-un local. De ce căuta Irina Rimes? A cântat la Zilele Floreștiului, acum câțiva ani. Acum vreo 4 ani, cred. Nu aveam eu o glumă când începuseră concertele să fie emblema Clujului, concertele mari. Ziceam că trebuie să fii neapărat DJ străin ca să poți cânta în Cluj-Napoca pe Arena, Van Buren, Damian Bra... Nu știu, frații aia. Da, mă rog, mulți. Da. Dimitri, Dimitri în Vegas. Dimitri așa, în Vegas, da. Mike. Da. Probă de Mike, 2-10. Săracul Smiley ajunsese să cânte la Zilele Floreștiului. Celebru Smiley, deci fusese exilat la poligon, acolo cânta la... Și ați mâncat o pizza cu da. Irina. De care pizza, dacă nu Canibale, sunt prea... Canibale. Că... Piratelor de pizza din Florești, cumva? Nu, a fost închisă. Și atunci la ai făcut tu o pizza, că da. Nu s-o dus pe ăsta drum la concurent. Da, și așa ai. I-ai mâncat. Nu, e foarte ok, deci nu, eu n-am ce să reproșez. Ea așa a rămas cu mine, cum ne-am cunoscut. Scria versuri și atunci? Tot scria ea. Și acolo deci, tot la podcastului, da? Arpitorec despre cum a cunoscut-o intim pe Irina Rimes. Nu intim. Mă, pentru clickbait, mă. Ce știi tu, mă? Dar acolo l-am cunoscut și pe fostul ei soț, pe Andy Bănică. Tot cu intim? El. Intim, da, pentru că cu el am stat în aceeași cameră. Că eram 8 băieți e și 8 fete. Așa e că e un om neserios. Nu. E un om extraordinar. Chiar alalteri sau înainte de alalteri am vorbit cu el 40 de minute. Cu el mai păstrez legătura. Cu restul n-am... Ce citim noi din tabloide și ce e în realitate, de fapt. Că de asta vă invităm aici în podcast, dragi vedete. Da, ai mai făcut vedete. Mai... Mă rog, nu de talia lui Teoriu, care are 1,50 m în talie. În talie. Îmi place în acest podcast că și explicăm așa da, de glume, păi, nu? Să se înțeleagă toate lumile. Aia, este un podcast bilingv pentru cei cu trilingve. Trilingve, exact. Da, și am fost la concursul ăsta, am ajuns până în finală, împreună cu Irina și cu Andy și cu încă... Deci am fost 7 în total.
Da? 7 de tot și 5 în finală. În finală, da. Și am venit acolo, deci ne-au insuflat așa, ne-au insuflat o chestie că suntem vedete. Mergeam în mall-uri și semnam poze cu noi și venea lume și deci în Chișinău era... În România nu știa nimeni de concurs. Deci căutam pe Google nimic. Dar nici nu știu de el. Pe aia îți spun. Pe 2012. 2012 tu erai cu nisipul și cu chestia aia ce ți-a târna... Microfonul. Na, în fine. Și a fost așa o bulă. Ce te oftiți? De ce te oftiți, măi, roșule? A fost așa o bulă pe care ne-au creat-o ei, care îți dai seama că n-a fost așa, dar am învățat multe. Deci pe mine m-a ajutat foarte mult, am avut ore de actorie, ore de engleză, mult sport. Am slăbit 15 kg. Deci am ajuns acasă cu 86 de kilograme. Acum am în viu și nestors. Nu spune. Cât ai? 105. Ce bine mă simt, că eu am 104. Și 107. Deci tu ești... Suntem... Ți-am zis să nu vii sub peste 105, să nu stăm studio. Măcar pe un metru pătrat cumva, să ca, nu... Cum zicea, teașca... Că aici sunt generații grele. Da. Care e cu generația lui? Noroc, păi nu, că noi suntem din aceeași generație. Noroc că sunt filtre. Bă. Noroc că sunt filtre ca să vă filtrați voi. Generații. Noi pozăm natură. Nu suntem din aceeași generație. Ba da, numai că tu ești cu 3 ani mai mare decât mine, dar în rest... Numai. Da, lipsesc de la talent. Aia 3 ani îmi lipsesc de la... Și ai revenit în România. Da, și da, am revenit și am fost și la Chișinău între timp. Da, și după Chișinău am venit acasă. Ziceam că după celebrul concurs ai revenit în România. După Chișinău, da, exact. Da. Și bine, pentru unii Moldova încă e România, nu știu ce o ieși nouă, sunt de-a noștri, dar în fine, să nu alunecăm pe panta politicii. Nu, că eu sunt apolitic oricum. Da. Eu cânt pentru oricine, adică noi, când zic eu, e cu cine dă mai mult, Fidesul sau UDMR-ul? A, nu contează. Iasă bani. Forinți. Forinți. Și foarte important. Acum să vezi ce curs valutar îți bagă dăncile la forinți. În fine, așa. Și am cunoscut-o pe Ghiță. Da, și după ce ne-am cunoscut, ne-am... Raluca Ghiță, fiind femeie actuala... Femeie de televiziune. Fosta mea prietenă, actuală nevastă. Actuala colegă de cameră. De cameră. Din câte... Exact. Și după aceea am participat la Vocea Românurilor. Ne-am căcat pe noi o oră ca să zic că am fost la Vocea României. Cea mai longevivă ascensiune la momentul ăla a unui ardelean. Nu, a fost Vizi. Vizi. El a ajuns până în... Ce ziceam, a unui român din Ardeal? Fost Vizi Imre. Vizi Imre a fost cu un an înaintea mea și a ajuns până în finală. În finală. Deci au fost două persoane. El și cu, nu mai țin minte cine a fost atunci. Dacă e un ungur, nu mai contează restul, corect. Giuli Maiaia, cred că, da. Cu Giuli Maiaia a fost... Echipa lui Brenciu. Da, echipa lui Brenciu, da. Și am ajuns până în live-uri. M-a ajutat foarte mult. De la Brenciu am învățat foarte cine multe. Cine s-a întors la tine? Brenciu. Except în faptul că te-a învățat cu proșetul. Da. Primul s-a întors Smiley. Și dar din greșeală. Ce ai cântat în Brenciu? I Feel Good. De James Brown. Cum ai cântat? Cu vocea. I feel good. Te și mișcai atunci, a slăbit în Chișinău. Mă mișcam adecvat. Acum mă mișc iarăși adecvat. Mi-a depinde nevoie. De ce mal sunt. Dacă nu mai cântă așa, că acum cântă de așa. Nu, că nu-s Demis Rusă, stai niște. Și Brenciu mi s-a întors în ultima secundă. După ce o s-o prostit el. Tam, 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 tam. Și atunci a apăsat pe buton. Când era gata piesa, eu m-am dus cu ideea să-l aleg oricine s-ar fi întors. Că atunci era Moga, Loredana, Smiley și cu Brenciu. Loredana încă în formă. Încă în formă, da. Nu deci, dacă poate cu nouă. Mă, știi când vrei să... Scuză-mă că te întrerup. Când vrei să cunoști pe cineva și până la urmă ajungi să-l cunoști și după aia se face și o prietenie, se leagă o prietenie, nu-i fain. Bă, da. Aștept și eu pe el. Așteaptă. Mult și bine. Cu Tesla în coaie. Da. Și sfută un Tesla. Erau în anii 80, așa,
semnalem în vogă, nu? Era da. Și la un concert undeva în Suceava sau în zona Moldovei, vine un cetățean cu o fetiță mică blondă, bă, îi acordam sculele, ar fi zis Iuliu Merca, fi iertat, și ca să dea o probă, să-l întrebe pe domnul Merca dacă merită să o încurajeze pe fate, că tot vrea muzică, vrea muzică. Și zice, na, bă, treci cu alea la piane. Și ea cânta fetița și vocea și Loredana Groza. Nu, vezi? Deci, nu, de, acum, nu serios, n-am nimic cu nimeni. Deci... Maestru Florin Călinescu are o vorbă, zice, cea mai bună voce din muzica românească este nașa copiilor mei, Loredana Groza. Cât un pic de subiectivism este, dar ea tot, eu nu știu cântat, de ce. O cântat. O văd că tot timpul e dornică să se afișeze. Păi cum poți, spune-mi tu mie, cum poți să trăiești și să te... Da, adică, cum să zic? Dacă nu te... Artistic vorbim. Artistic vorbim, da, dacă nu te reinventezi. De multe ori s-a spus despre ea că a fost și îi Madonna de România. Da. Uite și Madonna, de câte ori s-a reinventat. Da, bine. Nici ea nu se mai știe. Nici ea nu mai... Nici în buletin nu mai seamănă. Nu, dar pe ea îți dai seama la ce industrie acolo în America. E grupa de sânge, nu mai pentru că s-a vaccinat acum. Pentru spectacol. Nu, dar mă înțelegi? Da. Și te-ai întors de la Vocea României? Ai revenit iară la Cluj. Oarecum Clujul e locul unde... Epicentrul. Epicentru în Moldova, aici ai floșterul. Mă, deci înainte de Vocea României am avut o trupă, dar n-a fost... Asta nu știam, vezi, da. În premieră ai avut adică n-a fost trupa mea. N-a fost trupa mea, a fost alcătuită de un coleg, el cânta la chitară și cântam într-o trupă, mai bine zis. Și după ce am revenit de la Vocea României, furând între ghilimele tot ce am apucat pe acolo, de la Brenciu, de la toți care sunt profi acolo și așa, am zis, mă, hai să facem asta. Și n-au vrut. Și am spus, nicio problemă, îmi fac eu trupa. Fac eu, între ghilimele. Și am vorbit. Fac eu. Deci, bă, deci de când da, l-am pus prinde. Pe afiș că mergem la spectacole, când e spectacolul? Pe astăzi miercuri, poi mâine, joi, ciutertec, pentec. Și pentec, hosu pentec. Și dai și lui bani. Da. Hos că trebuie să-i dau 1000 de lei. Pe, nu? Dați-o! 1000 de lei că-i terasa mică. Și... Deci, nu că am făcut eu trupa. Eu am adunat oameni, da, eu am vorbit, ideea, eu am vorbit cu toți, deci am povestit. Pătăte secțiunile. Da, cu Vlad, cu Răzvan, cu toată lumea, în afară de un coleg care nu mai este cu noi. Îl știm și îl salutăm. Dorim tot binele. Doamne ajută-i. Și în rest, suntem aceeași formulă din 2014. 7 ani. Da. Nu ne cheamă să le zicem glume la aniversare. Atunci ai ieșit tu bani. Da? A, sau în contul lor îți cântă la nuntă. Ce... Deci eu trebuia trebuia să organizăm un concert anul trecut, dar din cauza pandemiei s-a dus concertul. Și dacă mai putem să organizăm, chiar mi-ar face plăcere să cântăm în cor. Să cântați în cor. Speaking vocal. Sau să cu tehnic, sau tehnic. Domn, știi? Aia care cântă domn, tot. Eu când domn și tot înalți. Da, ai avut evenimente. Acum, imediat când ai zis trupă de cover-uri, deja se duce, aia cântă la nunți și la evenimente. Dar eu rețin. Vorba lui Chirilă, da. Taică-s-o Dumnezeu să-l ierte, mare gazetar, mare caracter. Dar vezi că nu, nu poți semna pe ce iese. Nimeni nu-i perfect. Chirilă, no, omul străzii, omul protestelor, omul... Dar... Știi, când ești prea mult Chirilă și debitezi numai axiome, omul din tine dispare. Ți somn, așa-i? Bravo. Când îți doi unguri într-o încăpere cu doi români... E prea puțin aerul. E prea puțin aerul. Să meargă în hoidu. Să meargă în panonia lui. Sau cum ziceți voi? Hoidu soboslo. Exact. Să meargă panonia încolo. Este. Și e drept.
E drept, e stepă. Da. Așa este, nu... Te-ai întors în Cluj, după m-am... Vocea României, ai făcut trupa. Eu ce? Începusem altă idee, dar... E ritat cu măritișul nou acum, serios. E, lasă, săracu. Băi, te supăra că tu montezi. Asta ziceam, că nu trebuie să asociem o trupă de cover-uri imediat cu nunți și cu evenimente. Pe tine te-am văzut cântând de 1 ianuarie, nu? La Revelion. Da. Ai cântat în... Am avut, să zic așa, pot să spun, onoarea să fim noi și prima și ultima trupă din an. Anul trecut. Anul, anul 2 ani. Anul trecut. Da, anul trecut. Da, da, da. Pe asta zic. Plus că ați cântat și la când a avut naționala, când au fost campionatele europene de gimnastică. De gimnastică, da, l-am cântat. Cunoscut pe și pe Drăgulescu. Marian Drăgulescu, da. Și pe, am lapsus eu cu numele, românești, domnișoara, am observat, da, domnișoara Ponor Cătălina. Cătălina. Am poză. Ponor Cătălin. Ponor. Și s-au distrat și ne-am distrat. Deci unul din organizatori, nu vreau să spun nume, venea din, după fiecare piesă. Deci noi trebuia să cântăm aproximativ 45 de minute. După 45 de minute mi-a venit, mai cântați, mai cântăm. Bun. Și de la 45 de minute am terminat la oră jumate. Așa o să distrat. Da, au terminat și în cont mai târziu. Da. Gen să mărească un pic cont. Nu. Nu, 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 pentru că se compensează. Nu doar, nu doar, nu doar cu bani se compensează chestia asta. Bag-o pe aia cu aplauze, aia. Cu... Știi? Ca și la noi pe YouTube, aci. Nu, ne luăm, deci, nu, tot... ne luăm nu. Pentru Robert, evident, da, evident, că el cască în loc să... De ce cască? El are cască, știi? De, cască cu bani, cască. Da? Dăm casca, să o s-o cas și eu. Cam ne luăm cască, să poți Robi, casca. Robi, cască în cască. Nu știu cu cine te-ai adunat aici. Umplu de popcorn. Ce popcorn? Ți-e dor de nunți? Foarte. De nunți, de corporate-uri. Anul trecut câte nunți aveai? 40. 40, mi-e lista. 40. Da, pentru că el trebuia să vină să ne ajute un pic cu telefonul. Am vrut să... Eu nu cu telefonul. Sau cu camera. Dar ai avut camera? Își lua. Își lua, da, rezolvam la hotel. Nu, deci chiar nu este foarte, foarte, foarte dor. Deci vibe-ul acela nu cu Mastercard. Vibe-ul ăla nu poți plăti. Ce îți dă lumea în momentul ăla. Dacă adică voi la evenimentele de genul ăsta, tip nunți, sunteți mult mai aproape de public decât oricare artist până la urmă, că ești acolo în miezul lor, că știu, da, că uitam la unele filmuri de la voi, că vă puneți în centru la oameni și da, colegul tău care cântă la... Finul meu, da, la percuții, la darabană. Deci vibe-ul presupun că e super. E altceva. Vibe. Bine, acum... Deci exact ca Petrică și Armin Nicoară. Nu chiar așa, da? Dar mă întreabă, Miri, dar... Voi mereți printre mese, zic nu, că nu suntem chiar lăutari, dar ne place să fim în mijlocul vostru. Un cerc, da, acolo, da, măcar. Vicios. Nu, deci, cum să zic, la concert controlezi tu lumea, că așa e la 4-5 metri deasupra publicului, și la nuntă ești cu lumea. La nuntă... Și unde îți place mai mult? Oriunde, adică... Vibe-ul, care vibe îți place mai mult? E diferit, nu pot să spun că e mai fain sau mai urât sau mai... Deci vibe-ul de la nuntă, când vezi că lumea se adună și cântă, dansează sau și cântă, și cântă cu noi, că... una și când ești pe scenă mare și zici, nu, acum toată lumea mânurile sus și toată lumile mânurile sus și cântă la tine acolo cu tine. E frumos acolo, alt simț este. Deci... Amândouă super ok. No, îți dai seama, anul trecut, da, anul trecut în 1 ianuarie, așa am avut norocul să ne pună, să începem să cântăm exact după ce a venit lumea în Piața Unirii, după Artificii. Deci am fost chiar după Artificii noi, full. Așa e, deci, după Artificii, petardele. Petardele. Bubuitorii. Deci... A dacă fost aveți full. Două bombe în trupă. S-a adunat tot șuvoiul care vezi. Full a fost Piața Unirii. Dar nu full. Știu. Și așa de fain e... Suflam în ceavă cu obiectivul ca să filmez. Așa de fain... No,
Îți mulțumim că ai acceptat să vii la noi. Eu vă mulțumesc că m-ați invitat și sper să ne mai revedem, nu? Să sperăm că ne revedem la un eveniment, la o scenă deschisă. Asta vrea să facă bani, orice, numai să facă bani, înțelegi? Deci o scenă deschisă. Și vă anunț că e ultimul meu podcast. Nu mai ai. Drop the mic. Și acum să începem.